Bună dimineața, bună dimineața! Nu vă uitați așa la mine că mă duc la o cununie civilă, da? Deci, ca să începem ca un român adevărat. Ce-or gândi ăștia, corupții, ăștia condamnații, când fug din țară? Păi că nu mai există acum decât un SAT global. Nu te prinde aici, te prinde dincolo. Nu te prinde astăzi, te prinde mâine. Sper la ce? Ok, ți-ai luat cu tine foștologul de bani, ți-ai luat cu tine geanta aia cu $1.000.000, să zicem. Și nu mai poți fi de negăsit. Dar știi de unde vin toate chestiile astea? Mă refer acum la Kerekes, da? Care a fugit, culmea, a dat cu interdicție de a pleca din țară și totuși a găsit cică pe la Vama Petea, pe acolo, pe la satul mare, tuș, 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 și s-a dus. Poate că luptă în războiul din Ucraina. Că mă gândesc că nu, la Ungur, dacă mergi de acolo, într-adevăr, mergi în Austria, mergi nu știu unde, te dau ăștia în urmărire, Europolul, una, două te prinde. Bun, Interpolul și mai turbat. Și mă gândesc, bă, de ce au sentimentul că sunt de neprins? Și ăsta, și Alexe, și Udrea, și o grămadă dintre ăștia care au impresia că, ok, mi-am făcut niște milioane și am plecat și trăiesc liniștit acolo pe o insulă cu palmieri, cu niște mândre care vin să-i aducă din nuci de cocos, niște cocktailuri de alea adevărate și el stă bronzat așa ca Tarzan. Știi de unde le vine chestia asta? Din sentimentul deplinei puteri. Ăștia au urcat așa, cumva, împotriva destinului lor cultural. Eu pe Kerekes îl știu de ani buni. Eram director la o televiziune din Baia Mare și el asta zicea, domnule, până la 40 de ani, avea 30 ceva de ani, eu trebuie să fiu ministru. Adică era o chestie de asta de CV. Era deja deputat, avea 30 ceva de ani, ambițiile astea, trebuie să fiu ministru, pentru că eu, mă înțelegeți, nu pot să fiu altfel. După a început să se audă de tot felul de chestii despre el. Îi se spunea cache. Tot felul de șmecherii, bă, ăsta e așa, ăsta e... S-auzea și despre tras pe nas, s-auzea, e adevărat, nu știu să fie vreo anchetă sau vreo nu știu. Dar au început poveștile despre el. Și la un moment dat, deja devenise insuportabil prin aroganță. Eu țin minte, aveam și un ziar atunci, Glasul Maramureșului, în toată chestia asta pe care o conduceam, și am scris un editorial, îi se spunea cache. Mamă, a venit, a trecut peste secretar, a venit la mine în birou, mi-a pus, cum zice, buletinul pe masă, mă cheamă Kerekes. Și am zis, și care-ți bai? Că nu scrisem nimic de Kerekes acolo, ci de cache. Un deputat de Baia Mare care începe deja să aibă visări, începe să aibă poluții cu propriul destin, despre propriul destin, și cumva îți dai seama că imediat s-a făcut cerebelușul lin, da? Și s-a mirat. Cum adică? Există cineva împotrivă? Scrie cineva așa despre el? Sugerează cineva că el ar putea altfel fi decât în propria oglindă? Ăsta era. După aia lucrurile s-au calmat, omul a intrat în pușcărie, dar băimărenii au zis, domnule, noi îl votăm. Căca el nu găsim, căca cache nu găsim. La ceva în genul ăsta. Din pușcărie l-au votat. Da, aceiași băimăreni care nu-i așa, domnule, de sărbători, unde vrem noi să mergem în Maramureș? De ce? Acolo găsești plinătatea credinței, niște oameni evlavioși. Acolo Dumnezeu coboară pe pământ ca să le arate pământenilor acest Maramureș extraordinar. Da? Exact așa a făcut Dumnezeu. O zi mă mergeți și rezolvați problema cu domnul ăla care e în arest. Așa cred unii. Bun? Ei sunt nemuritorii de serviciu ai patriei. Îi vezi cum evoluează. La început sunt niște tipi de ăștia foarte serviabili. Îi vezi cum merg și cumpără țigări pentru domnul președinte al partidului de la filială. Îi vezi cum lipesc afișe, sunt mereu în poziție așa, nu cocoșată neapărat, ci îndatoritoare. Adică îți mulțumesc, domnul președinte de filială, de partid, că existi și lângă tine exist eu, ăsta tânărul care pot să învăț de la toată plinătatea ta, de la toată puterea ta. Și încet, încet prind o funcție, deja îi vezi așa un pic mai circumspecți. Măi, am prins o funcție să nu fugă, mai ales în Ardeal, unde Melcuțuști. Înțelegi?
mai circumspecți, mai domnoși, deja se vin la gazetari, stau la o cafea cu gazetari, cu ei începători. Uite, dacă vrei cândva să mă întrebi despre cum merge orașul, despre cum merge țara, ăsta e telefonul meu, să știi că eu îți răspund la orice oră. Și sunt gazetari de ăștia începători care cad în plasă. Hai să-l sunăm pe ăsta. Ascult, am băut cafea, suntem serios cu el, bă, îl putem suna. Și încet, încet ajunge două, trei manevre, lumea se uită un pic ciudată, bă, dar era băiatul care stătea așa cu... Bă, da, bă, dar ce i-a tras presiul de sub picioare la ălalt, incredibil. Și ajunge deputat sau senator, băiatul. Înțelegi? Băi, deja discutăm despre alt nivel. Discutăm despre alt nivel. Deja deputatul și senatorul sunt... cum să zic, mijlocul destinului. Pentru că ajungem acolo, noi ăștia nemuritorii, deputații, senatorii, dar ăștia nemuritorii care am stat așa, nu toți deputații și nu toți senatorii, în mod evident. Da? Începem să avem visări. Începem să rămân telefon la presă. Dom'le, ce-i cu materialul ăla? Am văzut acolo că m-ați... Auzi, nu vrei să... Știi? Și încet, încet, dacă presa e slabă și domnul prea puternic, la o ciorbiță, la o chestie, bă, băieți, nu vreți să trăiești și voi bine. Ok, hai să rezolvăm problema așa. Bă, mai este și presa aia altă care zice, dar tu cine ești? De-a cui ești? Du-te, bă, în chestia. Ei, mama ta. Și atunci tremură. Cum se poate așa ceva? Bă, băieți, fii atent că eu mă dau în judecată pentru calomnie, da? Și tu îi zici, dă-mă. Vedeți că chestia asta nu e eu. Să veniți la conferința mea de presă să vă explic. Și tu nu mergi. Pentru că zici, bă, băiatule, faptele sunt, cum să zic, sunt atât de flagrante încât ce să-mi explici? Am găsit 100 de lei pe jos și de-aia am ajuns milionar în euro. Bun. Și după aia încep visările. Să luăm cât mai multe voturi ca să vă explic ce înseamnă metabolismul ăsta al puterii. Dacă iau cât mai multe voturi acum în județul meu, județul meu poate să propună un ministru. Dacă avem voturi și dacă sunt președintele filială, mă duc și zic, bă, băiatul, vezi că l-ați adus numai 2000 de voturi, ți-am adus 20.000, da? Un post de ministru și 5 secretari de stat, sunt ai mei, eu aleg. Da, așa acolo negociez. Și după aia ajungi, așa ca un dinozaur, președintele Consiliului Județean sau primar. Deja ești nemuritor. Deja te-ai plictisit de drumul de București, de rahatul ăla de 3-4.000 de euro pe lună, dar nu, 3.000 de euro pe lună salariu, da? Te enervează totul. Mă duc la București, nu mă lasă ea să vorbesc dacă mă duc la Antena 3, ăia se bagă peste mine la România TV, bă, am eu nevoie de chestia asta, eu nemuritorul, bă, eu da bijă, dar cine-s eu? Și vii în județul tău. Și dacă e un județ ăsta așa, cu frică de Dumnezeu, te duci la biserici, presa după tine, că s-a obișnuit presa. Băi, nu i-am făcut atunci când era mic, a ajuns și deputat, nu l-am făcut face, ia că acum e primarul total sau președintele Consiliului Județean total. Este clar că trebuie să ne împăcăm, exact cum te împaci cu Dumnezeu înainte de a muri. Și așa te împaci și cu coruptul. Și coruptul stă și îmbătrânește în rele. Merge la biserică, îi ales, neales, lumea deja știe despre afacerile lui, vorbește toată lumea, îl votează toată lumea, vine de neau, ridică, îl bagă în arest. Știi foarte bine tu, corupul, ce mă bagi în arest, căcat. Îți ies, mă, ies repede. Exact cum făceau golanii ăia, sau curvele de altă dată, luate de miliție, de poliție. Veneau și ziceau, ok, eu sunt informator, oricum îmi dai drumul. Ăștia alți veneau și ziceau, doamne, ce faci, vrei să-mi chem avocatul, oricum îmi dai drumul. Și plecau, într-adevăr. Așa și ăștia. Oricum îmi dai drumul, o să mă voteze lumea. No? Dintr-o dată, surpriză mare, Kerekes, 5 ani de pușcărie cu executare, tu ai, doamne, însurat, cu copilul pe drum, în burta proaspetei soții, mă rog, soții, că nu știu cât de soție te mai simți când vine ăsta, băi, dacă mă, t-au făcut nu știu ce și tu ai știut, puști, mâine de mâine sunt burlac. A, nu-i soție. A fost așa un fel de butaforie conjugală, ca să vadă plebea din Maramureș, cum se însoară un împărat. Înțelegi? Și acum a fugit. Doamne, unde a fugit? Oare a fugit în Italia? Că știi, Italia acum, da, mai ales că are clima aia caldă, ține bine la șele. Olanda?
Olanda e prea mică. Danemarca e prea mică. Dacă mergi în țările nordice, acolo e populație puțină și una, două te văd ăștia. Te iau cu husky după, se iau cu husky după tine. Franța, Franța e mare. Franța e mare, te pierzi acolo. Numai că nu, mai ales că el e așa mai... E prea dolofan pentru un francez. Greu, greu. Francezii de obicei îți dă așa cu burtă plată. La un moment dat eram acolo, cum te duci de la Pont Neuf, știi, ajungi la Sorbona, te mergi pe acolo, că nu e exact în fața lui, da? La Sorbona și dacă te duci, urci o ei la stânga. Și acolo sunt niște crâșmulițe foarte faine. Și la un moment dat, mergeam acolo să mănânc, știi, și mi-am dat seama că numai eu și ăla care citea da? Cercetorul, aveam un pic de burtică. Restul francezilor erau plas, tată, zici că toți erau tenismeni de aia de... Deci nu prea poți merge în Franța, că tu ești ca un bucolos, așa, știi? Spania. În Spania ai putea să mergi, dar și acolo ești cam plinus pentru ei. În Italia, în schimb, ai putea să mergi numai... În Italia să nu te confundă aia cu aia care vine la Lampedusa, că... Na, bine, nu te confundă cu ăla slăbănogul care e pe barcă, cu șeful care îi aduce. Deci are un viitor destul de ciudat, ca Kerekes, cum vrei să-i spui. El a plecat. A plecat pentru că îi se pare imposibil ca cineva să atenteze la supraputerea lui. Ăștia sunt cu supraputeri, înțelegi? Cum adică vine un nenorocit de procuror, un nenorocit de cum te cheamă, mă? Ce ești tu, judecător? Pe mine, mă? Care la 40 de ani visam să fiu ministru, mă? Care am fost ales de unsul lui Dumnezeu, Maramureșului. Incredibil, o încroiabă dacă ești în Franța, nu? Băieți, va fi frumos. Vor cădea din ce în ce mai mulți dintre ăștia. Înțelegi? Și vom avea așa un fel de... Mai țineți bine că erau serialele alea cu Nemuritorul. Vom citi despre ei tot timpul. Numai că nemuritorii ăștia ai noștri, până la sfârșit, o să vină totuși, o să fie aduși. Pentru că, băi, hai să fii serios. Unde te mai ascunzi tu astăzi? Când dai un click, când ți-ai luat nasul puțin pe Ether, te-am găsit instantaneu. O să fie și asta adus și o să vedeți cum va spune că el este egalul lui Maniu. Când Năstase a zis la fel. Să aveți sănătate duminică, ceea să sâmbătă. Spai ce sâmbătă faină.